cățelușul ăsta care înjură pe telefoane, care se postează, care se arde în brigăzi, caută băgări de seamă cu japca. Cățelușule, spune-mi, tată, unde ești, că te caut. Te caut de ceva vreme, singurel, așa. Te-am luat tot Bucureștiul. Acum sunt la tine, în sătul cu ăsta, cu oameni. Ăsta a pierdut, Cloujean. Vezi, nu sunt cu nimeni, sunt singur, eu sunt bazat, sunt asumat. Cum facem? Vreau să știu și eu pe ce bază ne înjuri tu și din ce poziție ne înjuri tu, de copii și de familie. Vreau să știu și eu cine te pune să latri pe telefoane să ne înjuri de copii și de familie. Băi, băiatule, eu nu ameninț, nu jur, nu jignesc. Băi, băiatule, eu sunt bărbat așa cum sunt. Tu știi mai bine, cățelușule pichinez, tu știi mai bine cam cine e șeful. Nu pe internetul, că sunt sătul, dar mă fac să ies pe postări. Vezi de măscărela ta, vezi de băieția ta că nu e loc. Unde ești, bă, băiatule, că nu te găsesc? Uite, sunt la tine, la Clijan. Solo percuție, vezi? Solo percuție. Unde ești? Da, e liber, e bun. Da, bă, sunt la Clejan, dacă am spus că sunt la Clejan, umblu în Clejan. Singurel, fără gări, fără brigăzi, fără vrăjeală, fără doar să vorbești din casă și din mașină, te duci și fugi. Ai Facebook-ul meu, ai Messenger-ul meu, a rămas ca asta să ne găsim. Am sunat lume care are legături cu tine și nu dai niciun răspuns și nu dai niciun răspuns. Băi, din ce poziție vorbești tu, cățelușule? Băi, lăchiță, băi ăsta care te-a lăchit lumea, ți-a băgat cucul în gură. Știi tu, pe la penitenciarul Giurgiu, porumbițe. Nu să știu și eu ce ai tu de împărțit cu copiii mei și cu familia mea. Vai de mama ta și de oaia ta. Cățelușule, vă rog și eu frumos, fără cadou la mine, să vă trăiască copiii voștri, nu sunt la București. Vedeți voi aici și a blocuri și electroșocuri, vedeți voi blocuri? Așa. Băi, cățelușule cu părul creț, băi, pichinezule, de ce faci afirmații greșite la adresa mea? De ce vorbești urât de familia mea? De ce mă înjuri tu pe mine de copii? Tu crezi că poți intra la mine în familie? Bă, da, simplu. Băi, cârlanule, băi, ăsta, pichinezule, cum e cea la căluța aia mici? Că tu ești cald de cursă de asta scurtă, de asta de tastatură. Te întreb și eu, fata mea. Băi, vedeți, sunt la București să vă trăiască familia voastră. Sunt eu la București. Băi, mie nu-mi trebuie, ca idee, mie nu-mi trebuie la grămadă, singurel, vrăjeală, mangleală și toate cele. Iar că e punei. Uite. Păi unde ești, mă, pizdă penală? Unde ești? Că tot ne înjuri de copii, de familie. Mie nu trebuie brigăzi. E, bă, băiatul, să terminăm o dată cu lătrăile astea pe tastatură. Uite, bă, eu sunt la tine în satul cu oameni. Băi, cum ne descurcăm noi, mă, fetița lui tati? Unde ești? Ai ascuns? Unde fugi? Caut-o Bucureștiul singur. Umblu pe străzi după tine. Nu te găsesc. Ți-am zis cu frumosul, ai Facebook-ul meu, ai Messenger-ul meu. Sună-mă, tată, ce ai să ne găsim față în față și înjură-mă de copii în față în față. Nu vorbi pe tastatură, te pozezi pe la Han, te pozezi și fugi. De ce nu ai stat pe loc? De ce nu m-ai anunțat înainte? Ce dracu stai să lătreșe, să înjuri, să faci program de înjurături și de copii și de familie și de toate cele? Băi, nu ți se pare că te vezi cam important? Băi, no name! Băi, în ce poziție vorbești tu și înjuri tu în masă așa toată lumea, de copii, de familie, de... Mă, ce ai tu de împărțit cu copiii mei? Ce ai tu de împărțit cu familia mea? Ce ai tu de împărțit cu mine? Băi, nu ți-am băgat eu cucul în gură. Tu știi mai bine cine ți-a dat mârtanul în gură? Porumbiță! Porumbuță la PNT, Giurgiulețu...